Cea mai vârstnică elevă din lume a murit la 99 de ani în timp ce se afla în clasa a 5-a. Cea mai vârstnică elevă de școală primară din lume, Priscila, care a decis la 94 de ani să se înscrie la școală, demers salutat de UNESCO, a murit la vârsta de 99 de ani, a anunțat mass media locală, relatează AFP conform observatornews.ro. Nepotul i-a declarat joi pentru ziarul The Standard că Priscila, poreclită Gogo, care înseamnă bunică în limba locală, a murit miercuri în locuința ei după ce a dezvoltat o complicație la nivel toracic, relatează Ager Press. Gogo era sănătoasă și a mers la cursuri cu 3 zile înainte de moartea ei, când a început să aibă dureri în piept care au împiedicat-o să mai meargă la școală, a declarat el joi pentru ziar. Ne-a făcut pe toți foarte mândri, a mai spus el. Priscila avea 94 de ani când a reușit să-l convingă pe directorul școlii din satul ei să o accepte în instituția de învățământ potrivit UNESCO, care a salutat rolul ei de model pentru comunitatea ei și nu numai. Într-un interviu acordat anul trecut agenției ONU, Priscila a afirmat faptul că scopul ei a fost să motiveze tinerele mame din Kenya să se întoarcă la școală după ce au făcut copii, în loc să abandoneze școala, relatează mesajul.ro.